Ministrul Educației, Caterina Andronescu, a declarat joi că a colecta bani pentru fondul clasei sau cel al școlii este ilegal. Tradiția fondului clasei și al școlii este una împământenită în școlile și liceele din țară. În ciuda acestui fapt, în multe unități de învățământ încă se mai fac donații pentru fondul clasei, respectiv al școlii. Banii sunt ceruți sub pretextul cumpărării de materiale didactice și pentru diverse reparații. Din păcate, realitatea din școli este cu totul alta. În afara cheltuielilor pe care le au părinții cu copiii legate de achiziționarea rechizitelor școlare și a uniformelor, de cele mai multe ori, odată cu începerea noului an școlar, la prima ședință cu părinții încep discuțiile legate de fondul școlii și fondul clasei, bani necesari pentru reparații în clase și în școli.